Elevii Zălăoane au avut astăzi ocazia de a vedea filme prin Cinemateca organizată de Centrul de Cultură Aurul, la filme care nu se găsesc pe internet la îndemâna tuturor. Pe parcursul zilei de miercuri, Cinemateca a fost proiectată în două locații din județ. Mai întâi, de la ora 13, Cinemateca a rulat la Colegiul Național Silvania din Zalău, unde au participat zeci de liceeni. Filmele au fost prezentate de criticul de film Ioan Pavel Azap. Vă oferim prin acest proiect, așa cum a spus și Daniel Săuca, al Centrului de Cultură și Alte Sălaj, o alternativă inclusiv la internet, pentru că ce veți vedea acum sunt filme care nu circulă nici măcar pe internet, sunt filme studențești, sunt filme de diplomă, așa cum alți studenți, eu știu, băia de la geografie desenează o hartă când termină anul sau știu ce fac, studenții de la regie film fac un film. Cel mai important examen, am și examene teoretice, bineînțeles, dar cel mai important examen lor sunt aceste filme, care circulă doar într-un circuit închis, sunt proiectate într-un circuit închis, este un festival, anul acesta va face 20 de ani, cine mai iubit, la București în decembrie, organizat de UATC. UATC este Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică Ile Caragiale din București, înființată în anii 50, inițial au fost două institute, Institutul de Teatru, Institutul de Film, și prin 58-59 s-au unificat sub denumirea de Institutul Național de Artă Teatrală și Cinematografică Ile Caragiale. După 90 s-au organizat mai multe festivaluri, acesta cel mai iubit a rezistat și în cele două filme pe care vom vedea acum sunt premiate în 2010 și în 2013, au luat marele premiu la acest festival. În fața publicului prezent au rulat două scurtmetraje studențești românești premiate la Festivalul Internațional de Film Cinema Iubit, organizat de aproape 20 de ani de Fundația Cinema Iubit și de Academia de Teatru și Film Ion Luca Caragiale din București, Brigada Neagră și Strung Love. Este vorba de două filme pline de umor regizate de Andrei Teodorescu și Victor Dragomir, nume despre care aproape cu siguranță vom mai auzi.